Legume care cresc din semințe plantate în vată și hrănite cu chimicale, alimente secate de tot ce e sănătos sau chiar contrafăcute grosolan. Așa arată masa românului, deși această țară are un potențial uriaș de a produce poate cea mai curată hrană din Europa și de a mai face și bani de pe urma ei. Guvernanții României au propus recent reducerea de taxe pentru alimentele bio, lăudabil, dar din păcate puțin cam târziu, pentru că între timp ne-am distrus fabricile, piața a fost ocupată de alții, iar România a devenit sursă de materie primă pentru branduri străine și scumpe, care în final se vând tot la noi. Reghin, județul Mureș, o imagine desprinsă parcă dintr-un film vechi science fiction despre cum ar urma să arate hrana pământenilor în viitor. Numai că viitorul e deja aici. Această platformă betonată, întinsă pe un hectar și acoperită cu sticlă, e locul în care cresc roșiile noastre. O pădure de tulpini bizare, înalte cât arborii tropicali, care parcă fac echilibristică pe o suprafață nefiresc de mică. Și, când te apropii, mai descoperi o ciudățenie. Fiecare tulpină își are rădăcina înfiptă într-o saltea de vată. Pământ nu vezi nicăieri. Răsadul vine în cubul acesta, cu anumite rădăcini formate, noi le așezăm pe salteluța respectivă, după care rădăcinile împânzesc toată salteaua asta. 9 plante sunt aici, pe salteluța asta. Salteluța are 1 metru pe 20 pe 7,5. Fermierii le numesc roșii hibrid, deși când intri aici neavizat, primul cuvânt care îți vine în minte e monstruos. Nu numai că legumele cresc aiuritor din nimic, dar mai sunt și cuplate la o rețea întreagă de tuburi prin care curge ceea ce aici poartă numele de hrană. Acesta este sistemul de fertirigare. Pe dedesubt sunt coloanele de apă. Toate substanțele vin pe coloana de apă împreună cu apa. Pe picurătorul acesta intră la rădăcină. În fapt, un cocktail de substanțe chimice care se găsesc de regulă în pământ și pe care, în mod natural, planta și le ia atunci când are nevoie de ele. Aici însă e hrănită continuu de un calculator care trebuie să o țină în viață și să o facă mare cât mai repede. Cocktailul se prepară într-un loc pe care fermierii high-tech îl numesc bucătăria plantelor și în care sunt depozitate toate substanțele. Nitratul de calciu, clorura de potasiu, acolo este fosfatul de monopotasiu, nitratul de potasiu, sulfat de potasiu, sulfat de magneziu. Planta o absorbe, sintetizează în substanțe care nu sunt periculoase pentru organismul uman. Nu o să mănânci niciodată azot, că nu mănânci azot. Mănânci substanțe pe care le sintetizează planta. Deși puțin știu de ea, metoda nu e nouă, nici în lume, nici la noi. E ieftină, profitabilă și mai ales asigură cantitățile necesare unei planete tot mai populate. Dan Borotea a fost unul dintre primii români care au adus în țară această tehnologie. Plantele sale gigant rodesc aproape tot anul, așa că vinde peste 500 de tone de tomate în cele mai importante hipermarketuri din țară. Succesul lui și al altora ca el e garantat pentru că filozofia e simplă. Roșia mea este frumoasă. Întotdeauna omul când vine și se uită la o marfă, mănâncă prima dată cu ochii. Deci o roșie din asta e perfectă. La câteva sute de kilometri distanță, Andrei Barbu alege cu migală de ceasornicar bob cu bob dintr-o grămăjoară de semințe. Asta este sămânța, așa cum vine de la mama natură. A fost recoltată, a fost uscată, selecționată și atât. E început de februarie și fostul programator Andrei Barbu, transformat în fermier, pregătește, sămânță cu sămânță, noua recoltă de roșii ecologice. Sunt 5 ani de când a înțeles că tehnologia a mers prea departe și că, în loc să ne hrănească, alimentele moderne au început să ne facă mult rău, pentru că otrava e prezentă încă din stadiul de sămânță. Astea sunt semințe convenționale. Au o culoare ușor ciudată. Convențional înseamnă că nu sunt ecologice. Suportă și tratamente fitosanitare. Și semințele pleacă direct tratate. Se folosește un tratament fitosanitar cu insectofungicid, se numește, împotriva insectelor și împotriva fungilor sau bolilor. Și sunt tratate pentru a minimiza riscul. Pentru ca din fiecare dintre aceste semințe să iasă o plantă sănătoasă. În momentul în care nu o tratezi, te supui la un risc.
Pentru copilul lui, pentru el și pentru fiecare din noi, Andrei Barbu și-a propus deci să facă totul cum se făcea odinioară. Sămânță curată, în pământ cu îngrășământ natural, în aer liber. Fiecare plantă urmează să crească în ritmul ei și fără substanțe chimice. E un risc pe care și-l asumă an de an. Depinde mereu de capriciile vremii, iar statul nu-l subvenționează, de parcă agricultura eco ar fi doar un moft. Timp de 3 săptămâni, roșiile lui au crescut frumos și promițător. E momentul să le scoată din seră și să le planteze afară, fir cu fir. Dacă totul merge bine, anul acesta ar putea vinde de peste 100.000 de euro. Așa a fost până acum. Chiar și fără ajutor de la stat, a reușit în 5 ani să ajungă furnizorul principal de legume organice din București. Dar, 2 luni mai târziu, lovește dezastrul. În mai și în iunie, sudul țării a fost măturat de ploi abundente, iar umezeala a atras și întreținut boli care au atacat cultura. În iunie, îl găsim pe Andrei Barbu deznădăjduit. Plantele sunt compromise. Niște plante care au fost semănate la 1 martie, nu am luat niciun fruct și este extrem de probabil că nu vom lua nici dacă încolo niciunul, din păcate. În acest moment, bilanțul e trist. A pierdut aproape o jumătate din plantație. Și când se gândea că mai rău de atât nu se poate, natura îl lovește din nou. După ploaie a venit august, cu o arșiță care a făcut prăpăd în ce a rămas. Uite, sudul este în spatele nostru, deci acolo este soarele cel mai puternic. Și fructele astea, aici a atins soarele direct. Devine necomercializabil, nu se mai coc asta. Sunt pierdere. Facem mai cultură de mulți ani și facem legume de mulți ani și niciodată n-am avut un an atât de rău cum a fost anul ăsta. Roșiile astea au fost îngrijite, au fost palisate, întinse și din păcate nu a fost suficient. Între timp, inginerul Borotea n-are nicio grijă. Tocmai trimite în magazine încă o recoltă din roșiile lui crescute în vată și la adăpostul tehnologiei. Andrei Barbu însă a pierdut 2/3 din ce plantase. Bani aruncați pe fereastră și clienți dezamăgiți că nu au apucat să se bucure de roșiile lui. Sunt foarte gustoase, sunt exact cum trebuie să fie, sunt ca pe vremuri, ca textură sunt cum trebuie, nu sunt gonflate, nu sunt... sunt foarte parfumate. Deși le cumpără de 5 ori mai scump decât pe cele crescute la saltea, Violeta Dincă rămâne fidelă roșiilor bio. De câțiva ani, meniul micului ei bistro bucureștean se îmbogățește treptat cu produse ecologice. A simțit trendul. Oamenii sunt din ce în ce mai preocupați de ce mănâncă și mai ales le e dor de gust. Diferențele dintre roșiile de supermarket și cele organice le simte chiar de când le pregătește. Spre deosebire de roșiile din comerț, care au mai multă coajă decât miez. Astea sunt foarte zemoase și au coaja foarte subțire, se decolesc foarte greu, dar asta e un semn foarte bun. Doar că diferențe sunt mai dramatice de atât și mai profunde. O arată studiile comparative de laborator făcute pe roșii. Concluzia a fost clară. Legumele hibrid sunt mai mult apă chioară. Substanța uscată a fost mult mai mică, respectiv cu 25% mai mică substanța uscată la hibridul comercial. Proba vegetală respectivă a avut un conținut mult mai mare de apă, în defavoarea substanțelor uscate, care reprezintă practic calitatea nutrienților. Adică, deși nouă ni se pare că mâncăm o salată sănătoasă, de fapt, roșiile hibrid au o cantitate mult mai mică de substanțe nutritive, lipsindu-le exact ce trebuie pentru a fi sățioase. Mai mult, le-a dispărut în mare parte ceea ce era mai important, licopenul, un antioxidant specific roșiei foarte puternic, despre care se crede că împiedică apariția cancerului. Conținutul de licopen iarăși a înregistrat o creștere la soiul autohton cam de 40%, licopenul care se știe că este un compus considerat un indicator al calității unor produse de genul roșiilor. Și tot la analiza de laborator s-a descoperit că unele substanțe au dispărut complet din roșiile crescute artificial. De exemplu, substanțe care dau aroma roșiilor sunt găsite în 2 soiuri, unul din ele fiind cel autohton, în schimb în acel hibrid comercial, cum s-a numit, nu le-am găsit deloc. Asta au ajuns să mănânce oamenii în ultima jumătate de secol. Mult nimic. Și nu e valabil doar pentru roșii.
Studiile au relevat faptul că, în medie, vitaminele și mineralele, care sunt absolut esențiale, au scăzut pe toată gama de produse cu până la 35%. Astăzi, față de acum 50 de ani, cantitatea de vitamine și minerale scade pentru că intenția producătorului de material semincer, de semințe, este să obțină un produs cu viață lungă de raft și cu producție imensă, colosală. Nu e doar o intenție, e o necesitate. Suntem tot mai mulți și tot mai greu de hrănit. Așa că industria alimentară ne fabrică în laboratoare mâncare artificială care pare că ne ține în viață, dar care de fapt ne grăbește sfârșitul. Mâncăm, avem stomacul plin, dar nu ne hrănim. Deci celulele noastre, corpul nostru nu asimilează ce are nevoie. Și astfel apar aceste dereglări ale metabolismului. Cea mai cruntă boală, lăsând la o parte cancerul, care și aici suntem pe locul întâi în Europa, dar cea mai cruntă boală mie mi se pare obezitatea. Și din spaima că mâncarea modernă nu face decât să amorseze o bombă în lăuntrul nostru, a apărut nevoia de hrană bio, naturală, iar din această nevoie s-a creat o piață. În Occident, acolo unde oamenii sunt mai atenți și mai avizați, se consumă deja mâncare ecologică în valoare de 40 de miliarde de euro pe an. Iar noi stăm pe o mină de aur și nu ne pasă. În Europa, se știe, există puține țări care mai pot produce hrană eco. România e printre ele. Ba chiar se spune că avem cel mai mare potențial agricol bio de pe continent. Un avantaj care, ironic, a apărut din sărăcie. Se știe clar că în perioada războiului rece, Occidentul a avut bani mai mulți și a chimizat mai intensiv agricultura cu substanțe din acestea chimice de sinteză, îngrășăminte, pesticide, având niște recolte foarte mari, iar tot estul Europei, fiind mai săraci, nu a finanțat în substanțe chimice de sinteză cel care ara cu plugul, cu siguranță nici n-avea bani de îngrășăminte și cu atât mai puțin de pesticide. Într-adevăr, cifrele arată că România folosește astăzi de 3 ori mai puține îngrășăminte chimice la hectar decât media din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că în scurt timp am putea avea atât de mult teren propice hranei sănătoase, încât am depășit țări ca Franța sau Spania. Dar condiția nu e suficientă. Ne mai trebuie ceva. Minte și educație în privința mâncării. Pentru că, deși avem totul la îndemână, n-am fost în stare să creăm în țară o industrie care să ne ajute și alimentar și financiar. Am preferat să facem ce știm noi mai bine, să exportăm marfa brută la prețuri de nimic. Ca și în pădure. Avem bușteanul și în loc să facem mobilă dintr-un buștean să-l vinzi cu 1000 de euro, vindem bușteanul pe 10 euro. Cam așa se întâmplă și astăzi în agricultura ecologică, cel puțin. Facem grâu și le exportăm. În loc să-l facem făină să o facem biscuiți, pâine, covrigi, paste făinoase, etc., etc. Cel mai bun exemplu despre cum își bate România joc de ce i-a dat Dumnezeu sunt fructele de pădure. La început de toamnă, sus pe crestele munților Rarău, stă, pregătită de cules, afina românească. Ecologică, gustoasă, râvnită de mulți pentru calitățile ei. Uitați, când stau așa grămadă, ele se lipesc de la dulceața care o au. Când le culegi pe ele, așa este ca o dulceață. Astea sunt afene adevărate. Lenuța Vărvărescu are o reputație solidă în munții Rarău. Nu numai datorită vitezei incredibile cu care culege afinele, dar și datorită seriozității cu care a reușit să facă din fructele pădurii o afacere foarte profitabilă. Am făcut cam în jur de 500 de milioane pe vară. Toată familia. Ea nu e însă singurul localnic implicat în businessul cu fructe de pădure. Sunt sute de oameni în zona Rarăului care le culeg an de an și, după ce termină de recoltat, în urma lor tot mai rămân hectare întregi cu tufe de afine care putrezesc. Atât de multe sunt. Jumătate din ele rămân, pentru că e distanța mare și oamenii nu au mașini cu ce le aduce, rămân neculesă. Nu s-a gândit nimeni în toată țara că am fi putut exploata această bogăție, că am fi putut deschide fabrici de sucuri sau dulcețuri cum fac străinii, că poate ar fi trebuit amenajate drumuri care să înlesnească accesul oamenilor ca să nu se piardă atâtea fructe care sunt nu numai o sursă de venit, ci și una de sănătate. Și pentru că nu s-a gândit nimeni, s-au gândit alții.
România joacă un rol pe piața afinei negre din punct de vedere al calității produsului. Afina neagră din România are un brix mai ridicat, adică o concentrație de zahăr mai ridicat decât celelalte. Dacă găsim în afina din Scandinavia un brix de 7-8%, în afina românească, în perioada lunii august, putem să găsim și 9, 10, 11%, poate să atingă și 12% brixul, ceea ce înseamnă că este o afină care, pe lângă proprietățile pe care le are pentru organismul uman, este și plăcută la consum. El este Dorin Dogar, primul român care a înțeles ce afacere profitabilă poate fi un fruct crescut într-o zonă curată, din pământ neotrăvit și copt în ritmul pe care i-l-a dat natura. S-a gândit mai întâi să deschidă o fabrică de sucuri eco în România, dar a renunțat după o scurtă analiză a pieței. Piața din România nu este educată. Piața din România a fost, să zic eu, bombardat cu băuturile carbogazoase. Se vede după 20 de ani ce efect are asupra oamenilor care le-au consumat. Așa că s-a reorientat spre vest. A găsit în Germania tot ce vroia, și piață, și oameni cu viziune. Și a început să le trimită lor materia primă din România. I-a mers atât de bine, încât după 8 ani a ajuns cel mai mare exportator de fructe de pădure din țară. Pot să vă spun că avem o cifră de afaceri de câteva milioane de euro, dar nu ajungem la o cifră de afaceri cu două zerouri de milioane de euro. Astăzi, tocmai pleacă peste graniță un nou transport. Sacii cu afinele culese de Lenuța Vărvărescu și alte câteva tone de fructe de pădure adunate din munții Rarău vor străbate 1500 de kilometri până în orașul Eisleben, unde se află una dintre cele mai mari fabrici de sucuri bio din Germania și unde așteaptă nerăbdător directorul Ulrich Günther. Fără niciun minut pierdut, marfa românească e descărcată și dusă direct în hala de procesare, unde utilaje de ultimă generație o vor transforma în bani. Cu un amestec de nostalgie și ușoară invidie colegială, Dorin Dogar urmărește întregul proces. Aici se curăță prima dată produsele și se simte mirosul și flavoarea afinei și a produsului organic care vine din Carpați. Un produs care a făcut din Ulrich Günther un om bogat și mulțumit. Concernul lui deține câteva fabrici de produse bio care au cucerit toată Germania, inclusiv datorită savorii fructelor românești. In unseren Unternehmen verarbeiten wir jährlich etwa 60.000 bis 70.000 Tonnen Obst, wo natürlich auch einiges an Mengen gerade im Biobereich aus Rumänien kommt. In Deutschland und in Westeuropa gibt es einen wachsenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Produkten und die rumänische Qualität ist eigentlich immer gut. De fapt, descoperim curând, mai mult frustrați decât mândri, că marii procesatori germani duc o luptă aprigă pentru fructele noastre eco. În Altland, un concern concurent înghite și el mii de tone din afinele românești. Hello, Mr. Dorin from Romania. Welcome to Little Pevestorf. Afacerea lui Boris Völkel a fost deschisă de străbunicul lui în urmă cu 75 de ani. Dar a înflorit spectaculos după ce s-a alimentat din munții României. We are proud to buy the lingonberries and the blueberries from Romania, especially from the Carpaths. The wild blueberries, they're very good. We do have cultivated blueberries in Germany, but it's absolutely not the same. Romanian ones, they're very high in nutrition. Din uriașul depozit al lui Boris Völkel pleacă anual în lume peste 100.000 de sticle de suc făcut din afine și merișoare românești. We sell this product also to inside Europe, but also to Singapore, to the Asian countries. They like this juice because it's especially the blueberry juice, it's very good for the eyes. Cererea fiind în continuă creștere, neamțul și-a mai cumpărat de curând niște rezervoare pentru depozitarea sucurilor. It is 130,000 liter. We need to store more apple juice from Romania. În total, Boris Völkel scoate pe piață 120 de sortimente de sucuri eco. De departe însă, cea mai apreciată e combinația de afină cu măr, iar merele, desigur, le ia tot din România. Tocmai i-a mai sosit un transport pe care se grăbește să-l inspecteze.
apple juice is a very good basement. So, and the apples from Romania, they are very sweet because it's southern, there's a good sun. So we may mix it with the cherry, with the elderberries, with the pomegranate juice, and so on. El le apreciază și pentru că sunt bune, dar și pentru că îi aduc un profit frumos. Din România cumpără afine cu 2 euro kilogramul, din care face apoi 3 sticle de suc. La raft, în Germania, produsul ajunge la 5 euro, din care aproximativ jumătate e profitul lui Völkel. Ironia maximă e însă alta. După ce au plecat din țară ieftin și nebăgate în seamă, afinele din Munții Rarăului revin în România, ambalate frumos și foarte scumpe. E și normal, spune proprietara unui magazin de produse bio din București. Sucurile acestea au prețurile atât de ridicate, tocmai datorită faptului că ele sunt aduse din țări foarte îndepărtate. Gândiți-vă că un produs parcurge până în România câteva mii de kilometri, ori partea logistică este una semnificativă. Și astfel pierdem și noi și businessul cu produse bio care ar fi putut înflori în România. Magazinul Gabrielei Mătăchescu, de exemplu, merge de 2 ani în pierdere, pentru că puțini oameni își permit să cumpere atât de scump. În schimb, în Germania, același tip de magazin a mers din plin, inclusiv în perioada de criză. Organic products have a share of around 6% in the German food market. It's, I think, the biggest market in Europe for organic products. We have an annual turnover of around 2.8 million euro. Only here? This market, yes. And we got two markets in Leipzig, so we make around 5 million per year. Sunt în câștig pentru că produsele sunt fabricate în Germania. Noi, și dacă am vrea să mai facem ceva, n-am mai avea cum. Toate fabricile comuniste de sucuri și dulcețuri au dispărut. În această clădire, în anii 90, exista cea mai modernă instalație de procesare a fructelor din toată țara. Astăzi, la 25 de ani de atunci, la fabrica de conserve Târgu Mureș nu se mai conservă nici măcar cărămizile. În schimb, câțiva pași mai încolo, pe aceeași stradă, tronează un supermarket care vinde aceleași sucuri nemțești din afine românești. I would say Romania has everything to make a factory like this. But before you export, you should have your own local market. If you develop the domestic market, then you need the awareness for that. The people need to be educated. Lack of awareness, I would say. Într-adevăr, la noi, calitatea rămâne un lux. Românii încă și aleg produsul în funcție de prețul cel mai mic, chiar dacă știu că își asumă un risc. Și majoritatea literelor au un singur mesaj, la noi este mai ieftin. Fără să uite să spună steluță în josul paginii, cel mai ieftin produs va fi întotdeauna de cea mai proastă calitate. Factura completă nu se plătește la casa de marcat, factura completă se plătește pe întreaga viață. Și dacă astăzi la casa de marcat câștigi un leu sau doi, peste 20 sau 30 sau 40 de ani, factura va fi mult mai mare prin prisma incidenței ratei de obezitate, rata de incidență a cancerului, a bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat. La toate acestea ar trebui să se gândească oamenii care au condus România, dacă ar fi avut o viziune, dar au fost ocupați cu altele. Și pentru că ei n-au știut cum să exploateze o resursă atât de valoroasă, s-a ajuns la situații aberante. Potrivit specialiștilor, Albina Carpatină dă unul dintre cele mai bune sortimente de miere ecologică de pe glob. Toți știu că la noi nu mai există industrie. Nu mai existând de industrie, automat este bio. Țările astea mari, industrializate, nu mai au insecte. Ce să mai zic? Am avut un grup de belgieni aici, într-o zonă, în Munții Apuseni, și erau prin iarbă cosași. Alergau după ei ca după dinozauri. Deci ei nu mai au așa ceva. Și atunci? Mierea românească este net superioară altor mieri din lume, conțin o multitudine de florală pe care alții nu o au, tocmai datorită diversificării florale și a reliefului, care îi conferă această posibilitate. E, în același timp, un medicament minune, care ar putea fi produs la noi în cantități colosale. Dar, evident, asta nu se întâmplă. Apicultorii noștri nu sunt subvenționați deloc, așa că preferă să dea tot ce au la export, pe o piață în continuă creștere. Un client străin, care tocmai i-a scris lui Traian Dobre, cere aproape cu disperare un nou transport. Domnule Traian, eu încă mai sper că tu vei reuși să-mi oferi un camion de miere de sarcăm. Prețul nu are importanță. Și odată ajuns în Occident, mierea noastră parcurge același traseu ca și afina românească.
Dorin Dogaru știe asta pentru că, pe lângă fructe, face și export de miere. O încarcă în România în butoaie de 300 de kilograme și o trimite la 1500 de kilometri depărtare, la Bremen, în Germania. Acolo e prelucrată sumar. Mierea, în momentul când vine în butoaiele din România, trebuie să fie curățată de anumite mici impurități. După care e pusă în borcane și gata. Într-un final, mierea noastră ajunge pe rafturile magazinelor bio din Germania. Oamenii de afaceri de aici o vând la un preț de 3 ori mai mare decât cel cu care iese din România. Și asta doar pentru că o ambalează frumos. Mai exact, nemții cumpără miere de salcâm de la noi cu 4 euro kilogramul și îl vând în magazinele lor cu 12. Diferența de 8 euro rămâne în economia Germaniei și nu a României. Pur și simplu pentru că noi n-am fost în stare să creăm un brand al nostru, deși materia primă e aici. În lumea capitalistă și cu Europa Occidentală de astăzi, ca să produci un biscuite, un iaurt, o grisină bio, îți trebuie un ambalaj, un logo, o poveste pusă acolo pe mintea și pe înțelesul și pe dorințele neamțului, francezului, elvețianului, italianului, americanului. Așa că nemții i-au scris o poveste, i-au zis exotic miere din Carpați și au făcut-o faimoasă în lume sub firma lor. Iar în timp ce ei mănâncă hrană sănătoasă românească și mai fac și bani de pe urma ei, noi am ajuns să cumpărăm din magazine miere dubioasă de import. Chiar anul trecut, guvernul României a cumpărat la licitație o cantitate uriașă de miere contrafăcută pe care a împărțit-o nevoiașilor sub formă de ajutoare. Uitați, scrie miere polifloră și mai sus scrie guvernul României. Nu avem cuvinte la treaba asta. S-a făcut analiză la mierea asta la Institutul de Cercetări pentru Apicultură și concluzia a fost că nici măcar n-a trecut pângușa albinei. Biochimistul Cristina Mateescu a făcut acea analiză și s-a înfuriat. Era glucoză industrială, aceste siropuri de glucoză, de fructoză, se obțin din cereale. Din punct de vedere al procesării acestor produse, se fac niște tratamente cu niște produse chimice care pot dăuna organismului nostru. Însă indolența noastră merge și mai departe. În ultimii 2 ani, în lume a apărut un fenomen îngrijorător. Dispar albinele. Țările civilizate au luat măsuri imediat, conștiente de consecințe. Sunt 70.000 de plante care se polenizează cu albinele pe glob. Înseamnă că dacă albinele n-ar exista, 70.000 de plante ar dispărea. Știți ce a spus Einstein? Dacă ar dispărea albina de pe glob, în 10 ani ar dispărea omenirea. Ăla, eu zic că aș tu ce zice. Pe noi însă nu ne interesează nici Einstein, nici albinele. Anul trecut, Comisia Europeană a cerut interzicerea în agricultură a unui insecticid extrem de nociv, considerat vinovat de moartea albinelor. România însă s-a opus și a continuat să-l folosească. Rezultatul a fost dezastruos. În 2014 au murit mii de familii de albine. Ce urmări ar putea avea acest fenomen știu alții foarte bine. În China este o zonă foarte poluată unde nu trăiesc albinele și aveau o cultură de peri, mi se pare, așa ceva. Și aveau niște bețe șalungi și în capătul bețelor aveau niște pene. Și fiecare chinez mergea și dădea cu penele alea pe flori ca să-l facă polenizarea. Păi acolo vrem să ajungem. Nu-i exclus să ajungem și acolo, pentru că liderii acestei țări, care ar trebui să fie vizionari, au o singură mare grijă pentru viața lor. Propunerea Asociației Bio-România de a fi încurajată prin reducerea de taxe alimentația sănătoasă a rămas ani de zile aruncată prin sertarele ministerelor, timp în care noi, deși în pole position, am pierdut startul pe o piață aflată acum în plin avânt în toată lumea. Am distrus infrastructura necesară producerii de hrană organică și am fost privați de o educație vitală privind modul în care ar trebui să mâncăm. Unii spun că nu e o întâmplare și că, de fapt, totul ar fi fost planificat chiar așa, ca să nu aibă de pierdut marile companii de produse chimice sau de hrană fabricată în laborator. Dar poate că sunt doar gurile rele.